supărări sau fără, cu scandal sau fără, Moldova și-a ales reprezentantul pentru concursul internațional de muzică Eurovision 2014. Dar să vedem cum se pregătește Cristina Scarlat pentru Copenhaga și cu ce are de gând să cucerească Europa. What am I? Am I human? What am I? An emotion? Anul acesta la Copenhaga ne va reprezenta țara Cristina Scarlat. Ani la rând, artista a participat la etapele naționale ale Eurovisionului, însă abia în 2014 norocul a fost de partea ei. Mercy, I have no feelings of mercy. Destiny left me so empty, empty in my heart. Simt o responsabilitate fantastică pe umerii mei și în același timp acest sentiment mă înarepează și mă inspiră la nebunie. Eu mi-am dorit foarte mult să câștig, dar nu doar anul acesta, și anul trecut, și în 2011, deși n-am să mint, în 2011 a fost așa o încercare, așa un mic pas, știi, ca să achipi, să văd care e situația. Și acum, în sfârșit, am ocazia să-mi realizez toate, tot ceea ce n-am făcut eu toți acești ani. Pentru show-ul din acest an, Cristina a muncit foarte mult și nu doar la piesă, ci și la aspectul său. A dat jos câteva kilograme bune ca să arate perfect în marea finală. Eu am fost foarte hărțuită de toată lumea și am zis, dacă vouă să vă fie mai ușor să trăiți, că eu am să slăbesc, ok. Am trecut la un mod de viață foarte sănătos, măsura posibilităților, sport, dietă. Eu nu cred că asta este un factor care poate să te facă fericit, nici într-un caz. Dacă tu te simți ok așa cum ești, trăiește-ți viața și fii fericit tu. După finala Eurovisionului, cum era de așteptat, au apărut și comentarii legate de investițiile artistei. Multă lume a presupus că în spatele ei ar sta un sponsor cu interesat să câștige Cristina Scarlat. Da, am avut o susținere financiară din partea unei rude de-a noastră, care foarte mult își dorește să mă vadă în scena mare. Plus la asta, eu am lucrat anul ăsta și am adunat bănuți cu bănuți ca să pot să-mi permit să acopăr ceva din cheltuieli. N-am niciun om bogat în spate, asta este o prostie mare, o aberație. Cine vrea crede, cine vrea nu crede. Deci eu să fi fost de genul cu sponsori în spate, eu eram de mult foarte departe. Și nu cred că avea să lupte atâția ani la Eurovision, eu avea să iau Eurovisionul din start. De fapt, cel care stă în spatele artistei și o susține în toate este nimeni altul decât soțul ei. El este cea mai mare bogăție a mea, sincer. În familie, în genere, asta este un subiect foarte sensibil pentru mine și foarte scump și foarte aparte și nu vreau ei să sufere. Copiii mei foarte mult suferă din cauza comentariilor murdare. Deci, cel mai grav suferă ei. Eu nu sufer pentru că sunt om matur și conștient că asta este absolut un proces normal. Să copiii mei, sărmani, nu știu cum, nu-i pot izola de la rețelele sociale pentru că ei sunt mereu în internet. Prima semifinală a etapei internaționale Eurovision Song Contest va avea loc pe data de 6 mai la Copenhaga, în Danemarca. Până atunci, Cristina împreună cu întreaga sa echipă vor avea grijă să perfecționeze show-ul și piesa. Noi avem foarte multe idei. Nu cred că o să ne dăm într-o parte de la concept și de la ideea din stat care am avut o femeie de asta care luptătoare și jumătate de femeie romantică, de fapt așa cum ne dorim să fim femeile. Însă ceea ce ține de show, noi ne gândim, avem foarte multe idei, dar oricum aș vrea să păstrez să fie o intrigă și așa să fie o surpriză pentru toată lumea. Eu dacă n-aș fi simțit că pot reprezenta țara cu demnitate, nu m-aș fi implicat în așa gen de competiție. Și pentru mine este o mare onoare și o mare fericire. Eu am să fac tot posibilul să nu dezamăgesc pe nimeni. Vă iubesc pe toți!